Vorbeam despre acest raport incredibil dat de oamenii de știință din întreaga lume despre încălzirea globală, despre unde ne îndreptăm. Raport comandat în urmă cu vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel, și despre tratatul de la Paris, unde se spunea că acea depășire a celor 1,5 grade creștere încălzire medie globală comparativ cu epoca preindustrială, acea creștere poate duce, de exemplu, la deșertificarea sudului Europei, inundări ale unor teritorii joase populate de sute de milioane de oameni, etc. Există o ironie pe care a observat-o foarte bine Michael Roberts, vi l-am mai prezentat aici, care face o sinteză excelentă. Ironia e că s-a dat Nobelul pentru economie. A fost luat de doi economiști, unul dintre ei, William Nordhaus, care acum câteva decenii introducea câțiva indicatori prin care să introducem în calcul economic și încălzirea globală și daunele produse de încălzirea globală, indicatori pe care Roberts îi taxează fiind drept irelevanți. Și în acest irelevant ne zbatem acum, pentru că, așa cum spuneam, au fost diverse înțelegeri, lumea pare să conștientizeze din ce în ce mai clar că asta cu clima nu e un moft și că nu mai poate continua așa. În același timp ne încăpățânăm să credem într-un soi de economie clasică, de capitalism care merge înainte, simplificând Nordhaus în Nobelatul nostru proaspăt, ne zice cam așa, deci economia merge, ea tot crește, ca și cum nimic nu s-ar întâmpla și dacă vom avea mai mulți bani, tot crescând economia, tot crescând bugetele, atunci cu acei bani vom putea, iată, să luptăm și cu încălzirea globală. Simplific, dar nu prea mult și această gândire le este specifică multora dintre aceia care neagă încălzirea globală de pe aceste poziții, inclusiv Statele Unite, care acum sunt extrem de sceptice prin conducerea nouă față de încălzirea globală și care cred că pot capta artificial dioxidul de carbon, o tehnologie care e încă foarte la început și care nu are deocamdată șanse să înlocuiască, nu știu, captarea naturală, păduri, vegetație, etc. Revin cu a treia parte pe acest subiect extrem de important.